Încasările serviciului VAMAL în primele 9 luni ale acestui an se ridică la 16 miliarde de lei, în luna septembrie fiind colectate de la bugetul de stat peste 2,1 miliarde de lei. Pe parcursul lunii trecute au fost perfectate 47.313 de declarații VAMALE și constatate 338 de încălcări ale legislației VAMALE. Cele mai frecvente încălcări se referă la nedeclararea sau declararea neautentică a mărfurilor de larg consum, încălcarea termenilor de tranzit sau de depunerea declarației vamale și depășirea termenului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a autoturismelor introduse și declarate prin acțiune. Tot în perioada vizată au fost întocmite 240 procese verbale cu privire la contravenție și aplicate amenzi în sumă de peste 913.000 lei. În luna septembrie, fluxul mijloacilor de transport a constituit 130.107 de traversări. Cele mai tranzitate posturi vamale au fost Leușeni și Giurgiulești. Serviciul VAMAL administrează centrul unic de apel plus 373 de 8 unde pot fi obținute 24 din 24 de ore informații despre regulile de traversare a frontierei, cu diverse bunuri sau înregistrate reclamații cu privire la eventuale abuzuri admise de către angajații instituției. În luna trecută, operatorii linii de informare au răspuns la 3560 solicitări de informații legate de vamă. În contextul situației epidemice, îndemnăm participanții la traficul transfrontalier să se informeze doar din surse oficiale despre condițiile de trecere a frontierii impuse în țările de destinație, inclusiv în cele de tranzit.